Această rubrică vă este oferită de Sanador. Infecția cu HPV este responsabilă de 99% din cazurile de cancer de col uterin. Se știe că unele tulpini de virus papiloma uman au un risc oncogenic foarte înalt. Cum se manifestă acest virus și cum pot fi prevenite efectele sale? Discutăm cu doamna dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică ginecologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum se manifestă clinic infecția cu HPV? Din nefericire, la debut nu există niciun fel de semn clinic al infecției. Abia după câțiva ani de la infecție încep să apară niște semne, cum ar fi scurgeri vaginale, fetide, disconfort sexual, negi, pentru că, în general, infecția cu HPV cu risc oncogenic crescut este asociată întotdeauna cu infecția cu HPV cu risc oncogenic scăzut, care determină negii venerieni. De obicei, cam așa apare infecția. Târziu de tot apar atunci când leziunile sunt deja precanceroase sau chiar și cancer, apar sângerările la contact sexual și durerile la contact sexual. Din păcate, simptomatologia este mută inițial și infecția nu se poate depista decât întâmplător sau prin screening pentru cancerul de col uterin, care detectează atât infecția cât și modificările celulare determinate de infecție. Așa, poate fi practic diagnosticată precoce această infecție? Sigur, poate fi diagnosticată precoce prin screening activ, ceea ce înseamnă prin test HPV în acest moment, care detectează infecția la 6 luni de la contactul sexual cu partenerul presupus infectat. Până în prezent, screeningul se făcea prin test Papanicolaou, inițial Papanicolaou din 1928, dar s-a constatat că semnele care sunt constatate de testul Papanicolaou apar abia la 3-4 ani de la debutul infecției. Prin urmare, primul test care trebuie făcut în acest moment este testul HPV, care detectează infecția, dar nu se renunță la testul Papanicolaou, deoarece ne stadializează momentul în care se află infecția sau leziunea. Care e rolul partenerilor masculini în transmiterea infecției cu HPV? Este foarte important rolul lor, pentru că ei sunt părtași în egală măsură cu femeia, ei în egală măsură fac cancere cu mai multe localizări decât femeia, determinate de aceleași tipuri de HPV cu risc oncogenic crescut. Ei sunt, în general, mai fricoși decât femeile și mai circumspeți decât femeile. Se iubesc mai mult, probabil, motiv pentru care se prezintă la medic mai devreme decât femeia atunci când le apare o verucă sau atunci când au o scurgere sau când le apare o senzație de disconfort sexual. De asemenea, se pot prezenta și la un orelist dacă au simptomatologie ORL sau simptomatologie anală prin scurgeri sanguinolente sau prin papiloame care apar și se duc la ORL, atunci imediat trebuie trimisă și partenera acestuia după ce se constată că există această infecție. Putem avea leziuni genitale determinate de infecția cu HPV și teste de depistare negative? Da, da, există așa zisele rezultate fals negative ale testelor Papanicolaou, mai ales Papanicolaou, care este un examen subiectiv, dar și ale testelor HPV. Atunci când discordanța dintre ele persistă, pentru că ele se repetă atunci când sunt discordante la un interval variabil de timp, în general cam la 6 luni, și se persistă, se mai pot face și alte examinări, cum ar fi examenul colposcopic, care arată existența sau inexistența unei leziuni la nivelul regiunii genitale a femeii, sau prelevarea chiar a unei biopsii în timpul examenului colposcopic. De asemenea, mai există un test foarte modern care este strict obiectiv, care arată riscul de evoluție în următorii 3 ani și atunci înseamnă că HPV-ul este activ, infecția este activă și transformantă și se iau măsurile necesare. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc.
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.